bineînțeles că vă fac invitația pentru mâine seara, să fie o seară frumoasă și cu mult folos, împreună cu Părintele Mihail, să vă prezentăm terapie prin bucurie la Părintele Teofil. Aș vrea să, înainte de a încheia, vom încheia cu vizionându-l pe Părintele, văzându-l pe Părintele Teofil într-o înregistrare scurtă, fragment dintr-un film. Aș vrea să vă reamintesc că la ieșire găsiți cartea Părinte Teofil și să viziți suferința prin credință, cuvântări la Sfântul Maestru. De asemenea, a apărut astăzi, am primit-o și noi, Părintele Teofil Părăian, începutul unei piese de bucurie, poveste chiar de el, a fost și odată mii. O carte pentru copii, cu copilăria Părintele Teofil. Tare frumoasă! Are atâtea amintiri frumoase, Părinte Teofil, din satul său, din copilăria sa, de la școală, unde a început să învețe. Și de asemenea, vă reamintesc de revista Familia Ortodoxă, unde am un articol frumos, o să vă placă, vă spun eu. CD-ul, mai ales acesta eliminat, CD-ul Cale spre Bunătate, mai găsiți încă un CD despre rugăciune, un interviu de-al meu, și am lăsat la final, dar tocmai pentru că e, zic eu, e cea mai mare realizare a mea. Eu am făcut aproape 100 de interviuri cu Părintele Teofil. Mi-am pus toate întrebările, adică m-am lăbărit cu Părintele în toate nedumeririle mele. Și nu e puțin lucru să ai pe cineva care să te lămurească. Eu l-am găsit. Căutați și veți afla și dumneavoastră. Ori aici este un CD unde am selectat ceea ce am lucrat eu timp de 15 ani și nu frumesc. Cele mai frumoase zice ale Părintele Teofil, înregistrări pe care le-am făcut eu sau le-am avut eu. Așa că o să vă bucure file de pateric de la Părintele Teofil. Le găsiți afară, dar acum o să revedem și o să reauzim pe Părintele Teofil.